Salutare, eu sunt Gabro, astăzi am decis să iau un interviu lui Iurie. Bună seara, Iurie. Salutare, Gabro. El... Mergi cu întrebările. Nu încep cu întrebările, încep doar să spun cine ești. El se ocupă de o asociație despre care vă va vorbi, o asociație culturală dedicată românilor și moldovenilor de peste Prut. Și nu numai, din câte știu, este multiculturală, cel puțin în ultima perioadă. Dar îl lăsăm pe el mai mult să ne dezvăluie secretele asociației sale. Haideți să mai întâi să începem cu câteva întrebări simple. Spune-ne cum te cheamă, cine ești, de unde vii, de când timp ești aici. Deci, mă numesc Răileanu Iurie, am 30 de ani, sunt originat din Republica Moldova, născut în Chișinău, dar nu am stat în Chișinău, am stat în nordul Republicii, pe lângă orașul Bălț, pentru cine este cunoscut. Așa, localitatea prima a fost a Bunelor, se numește Bobletici, o localitate de 400 de persoane, să zicem așa, locuitori, undeva prin pădure. Deci ai crescut la țară. Da, da. Okay. Până la vârsta de 8 ani și după aia care tot în județul, ca să zicem așa, se numește satul Cubolta, acolo m-am mutat la Mătușa. Okay. Așa, și acolo am început să descoper dansul popular. Deci deja de când erai în Moldova ai început să descoperi. Da, da. Descoperă. M-am dus ca, cum se spune, ca orice copil la cursuri de dansuri populare. Dacă mă găsesc, chiar primul era dans modern. Și după aia am fost inclus în dans popular. Am făcut câțiva ani bunișori, până, hai, de la 9 până la 17 ani, după care am venit în Italia. Nu m-am gândit niciodată că voi face dansuri populare. Aparte că am venit în Italia ca să vin, nu, ca să... la maică mea, clar. Da, așa. Nu că aveam așa o dorință, ori ca să fac dans popular. Nici nu știam de existența. Știam, făceam dans popular. Tu ai populare. Studiat, ai făcut, da, ți-ai făcut, să zicem, era da. Ca un hobby, să da, zicem. Hobby, hobby, da, ca un hobby, ca orice copil. Okay. Îmi plăcea acrobație și așa mai departe. Fiecare cu hobby-ul lui. Da. Să zicem că ție îți plăcea să dansezi, să mergi la dansuri populare, la dansuri moderne. Da, breakdance-uri și mai știu chestii. Și mai departe. Bine, am venit în Italia și am început să fac dansuri hip-hop, breakdance și așa mai departe. Jazz chiar am început să fiu cât mai curios în repartul ăsta. Am cunoscut după aceea niște tineri români și basarabeni. Și zic, hai să facem ceva dansuri populare, am început cu un mic dans, așa, foarte simplu. După care, până în 2014, tot așa am continuat, am făcut un grup, am făcut altul și așa mai departe. Totul pe baza de hobby și după aia, la un moment dat, am zis, de ce să nu fac și să fie și o muncă? Dar tu munceai deja în vreun domeniu, adică... Cum îți câștigai existența? Da, efectiv? Eu am încercat. Adică hai să aflăm cine este în spatele lui Iurie înainte de a deveni ceea ce este astăzi. Da, pe lângă școala de turism, care nu am făcut practic turism, ai făcut că și tu ai făcut bozele? Nu, eu am fost avocat, dar am făcut informatică. Ah, tu ai făcut, da. Și, da, am făcut bozele, dar... Deci ai studiat turism. Da, okay. Clar că nu prea aveam eu voință să mă la turism, dar ca prima oară vin în Italia, ce vrei să studiez? Habar n-aveai. Deci tu având o pasiune cu dansul, da. Puteai să faci școala de artă. Dar la momentul nu a avut cine te ajuta. Da, corect. Da. Și, dar, sincer, acum tu ai făcut Avogadro, vreau și eu să fac Avogadro. Că pe lângă asta sunt foarte pasionat de ceea ce înseamnă tehnologie. De mic, cred că. Până deci la desfaci și a doua pasiune de ta. Da. Fie partea hardware, fie partea software. Adică da. Îți place să desfaci, să bijuterești, da, dar să și înțelegi ce se întâmplă din punct da, de vedere. Da, corect, corect. Da, asta am făcut tot singur și așa mai departe. Toate capacitatea asta încerc să le implementez în, acum în cadrul asociației, să ajut prin diferite software, hardware mai puțin. Să-ți mai pun o întrebare, așa știm în ce direcție mergem cu interviul. Câți asociați are... asociația. Și hai să vorbim puțin despre asociație, pentru că eu țin minte din ceea ce din experiența mea personală. Țin minte că tu ai pornit cu grupul Vatra, este corect? Adică da, primul meu proiect, mai bine spus, grupul Vatra s-a născut în 2011 în septembrie și asociația am înființat-o în 2016. Deci, hai să facem o diferență. Ai pornit cu grupul Vatra, care avea un anume număr de înscriși, de colaboratori. Primul de... grup erau de 4 perechi. Patru perechi. Da, patru perechi. Cu ce, cu ce se ocupau? Adică voi doar exersați? Danse populare. Făceți? Coreografii și atât și mai deci dansam... tu erai coreograf și, scuză-mă că îți spun, da, da, pur și simplu să înțeleg, să dezvălui mai da. Multe secrete din tot ce se întâmplă. Adică tu erai instructor?
Învățai aceste perechi cum și, adică împreună cu ei. Împreună cu ei învățai și tu, te dezvoltai și tu. Da, și doar de plăcerea de a o face, să zicem, da. Adică nu era absolut. Da. Ok. Iar apoi tot acest grup s-a transformat într-o asociație. Adică, sau cum a fost trecerea de la grup la asociație? Hai să zicem că așa, dar nu chiar așa. Practic noi primul meu grup, așa, de tineri mai bine spus, a fost în cadrul asociației Basarabia, se numea Hora Basarabiei. Avem la un moment o perechi, costumi, tot ce și cine trebuie. Și cine a sponsorizat toată cheltuiala? Pentru că era o cheltuială, presupun. În general, noi. Voi vă ocupați. Da, okay. Da. După care am continuat activitatea cu noul grup, grupul Vatra, în cadrul asociației Frăția. Așa, până în 2015-2016 și după aia am zis ce am început să crească toată treaba. Și am zis că ar trebui să deschidem o asociație. Am zis, nu că nu mai simțeam bine acolo, Doamne ferește, mereu suntem prieteni și colaborăm, sigur. Dar ca orice tânăr vrea să crească, vrea să investească, vrea să schimbe lucrurile și așa mai departe. Și am decis să fac o asociație. Prima oară era gândul să fac o societate sportivă, dar după aia ce m-am informat, am înțeles cum funcționează, să stai un pic că nu fac, fac sport, dar mai mult cultură, dansul popular. Și atunci am ales calea de asociație culturală, asociația Primo Paso. De ce nu primul pas? Din cauza că mulți zic că este asociație românească. Nu-i corect. Toate asociațiile sunt italienești. După aia, pe ce reprezintă, mai bine spus, este România, Moldova, tradiții, este culturi, exact. Da, multicultural, da? Nu există asociație românească. Da, ca să fie exact asociație românească, trebuie să o înființezi în România și după aia ai un oficiu de reprezentanță aici. Aici, da. Dar suntem asociații italiane și am zis că azi nu doar românesc promovăm, doar tot ce înseamnă multicultural. Ca exemplu, avem repartul românesc, este totul grupul Vatra, în care este dansul popular, muzică populară, poate o să reușim să facem și orchestră, așa. După aia avem partea de spațiu trad, adică spațiu tradiționale, spațiul de tradiții, tot așa, în care avem dansuri chinezești, arabești, muzică arabească, după avem repartul fitness, avem după aia repartul dans clasic modern de caracter, profesori din Egipt, Rusia, Italia, Cuba, China, așa. Tot sunt în cadrul proiectului Spațiu Trad, da? Este locația Spațiu Trad. Și după aia asociația gestionează aceste două proiecte mari care le are, are grupul Vatra și Spațiu Trad. După aia apar alte mici proiecte care sunt. Hai să adresez unele întrebări. Da. Vreau să încep cu această întrebare, vreau să continui cu această întrebare, mai bine spus, din punctul meu de vedere destul de importantă. Dacă te întoarci în timp și ai avea posibilitatea de a schimba ceva, ce ai schimba? Și mai exact, ce ai sacrificat pe drumul tău spre succes? Adică, crezi că dacă te-ai întoarce în timp, ai putea să schimbi ceva? Și dacă da, de ce? Regrezi ceva? Pe care plan? Plan profesional, evident. A, plan profesional. Adică, uite, îți dau un exemplu. Sunt persoane care își sacrifică timpul pe care ar putea să-l dedice familiei pentru pasiune. Sau persoane care zic, măi, nu vreau să pun pe primul plan familia, vreau să pun pe primul plan dezvoltarea mea personală și renunță la oarecare, nu are care măsură la acest. Nu vreau să iei ca atare acest exemplu, dar pur și simplu, probabil tu, din experiența ta personală, ai fost nevoit să renunți la ceva și regreți ceva? Pentru cei ce fac acum, da, sacrificiile consider că sunt prea mari. Sunt foarte mari. Da, sunt standardul, da. Un pic din familie sau pasiune sau chestii. La mine cam din toate. Din toate punctele de vedere. Adică prea mare este sacrificiu pentru așa ceva. Dacă merită, zic că merită. Dar sperând că pe viitor asta va recompensa. Că cam ani grei sunt perioada asta, pe lângă faptul de pandemie. Dar nu mă oprește asta, clar. Ai trecut tu prin mai multe, cred. Da, am trecut mai complicate. Ideea este că aș mai face asta? Nu. Dacă te-ai întoarce în timp, n-ai mai face. Mai face cu tot o altă viață, presupun. Da, nu știu. Mult mai liniștită. Programator, ca exemplu. Muzicant, că din partea lui taică-meu, ce știu bine, toți sunt muzicanți. Iurie, unde te vezi peste 5 ani? Și cum te vezi peste 5 ani?
sper tot așa în formă. Te simți în formă. Bine, așa. Exercițiu. Sperând că dacă tot rămânem pe planul profesional, dezvoltarea asociației grupului Vatra, asociația să crească mai bine, mai mult, cu mai multe activități și să fie mai multe filiale. Să aveți mai multe... Filiale grupul Vatra, mai bine spus. Să dăm posibilitate, eu zic, dăm posibilitatea altor comunități românești și moldovenești, adică pentru mine înseamnă toți împreună. Înseamnă toți împreună, da. Să fac ce facem noi aici. Cum zic, păi Iurie, este foarte fain ceea ce faceți. Eu le zic, sunteți pregătiți pentru toate sacrificiile. Bravo. Dacă sunteți pregătiți, eu sunt să vă, sunt dispus să vă ajut. Câți asociați înscriși? Presupun că cine vine la asociație trebuie să se înscrie la această asociație. Corect? Da. Trebuie să devină un membru, corect? Corect. Corect. Așa funcționează. Câți membri activi aveți? Asociația, acum, activi, avem vreo 250, poate 300 chiar, dacă nu mă greșesc. Momentan înscriși, de când am deschis asociația din 2016, 1 decembrie, am ajuns în jur de 1030 persoane. Așa, mă întrebai peste 5 ani de zile. Da. Peste 5 ani de zile, dacă luăm așa prognoza, chestii, sperăm că ajungem măcar la o database de 5.000 de persoane. Da. Să deschidem un filial. Deci cam 1.000 pe an. Hai să sperăm. Hai, primii 3 ani, ce de obicei sunt, spun să spune că sunt cei mai grei, nu? Da. Bun, vom vedea. Și sperăm că deschidem o filială Milano, Bergamo, care acum stau și mă gândesc cum să o facem să o deschidem. După aia Spania, Franța, deja suntem în colaborare și ceva prin Italia, ușor, ușor. Și să deschidem filiale grupate, dăm posibilitatea la toți să danseze românește. Ce îmi spui despre noua generație? Adică, hai că generația noastră, vorbeam chiar și cu în interviul anterior, despre generația noastră, anii, da, născuți în anii 90 aproape, să zicem, da, da? Da. Generația noastră, zicem că încă mai duce dorul de țară, încă mai duce dorul de tradiție, pentru că noi am trăit-o într-o oarecare măsură. Dar generația nouă, cum o vezi? Tu care, să zicem, efectiv o trăiești zilnic această... Așa, avem foarte mulți copii. Copii, clar, la început nu vin pentru dans popular, vin pentru că sunt, hai să zic, impuși un pic de părinți. Impuși. Părinții probabil vor ca și copiii să-și aducă aminte de... Probabil că părinții își doresc să facă cumva ca copiii să înțeleagă de unde vin și cine, da, sunt, care este rădăcina lor. Care sunt rădăcinile lor. Cineva este impus. Cineva vine pentru a se deschide lumea, adică sunt foarte mulți timizi copii. Da. Lipsește comunicarea la tine, la generația nouă, lipsește responsabilitatea. Eu cred, eu vă spun așa, la adolescenți, copii în general, noi se transmis partea asta cu responsabilitate nouă. Făceam și noi năzbâte chestii și dar așa mai departe. Dar nu decât responsabil. Dar anumite lucruri de responsabilitate erau. Acum, din păcate, sau pur și simplu poate este ceva normal, adică noi zicem, da, fiecare, până și părinții noștri, pe vremurile noastre. Și noi zicem, nu, vremurile tale nu sunt ok. Așa și lucruri poate și pentru ei. Dar cred că lipsește partea asta de responsabilitate. Dar din toată treaba asta, ceea ce mă bucură, după un timp oricare, tinerii, fără să fie siliți, fără să fie influențați de părinți sau de alte persoane, vin să danseze. După aia, pe parcurs, află ce înseamnă dansul popular. Dar vin că le place să fac ca sport, găsesc prieteni și de dragul de așa pe scenă. Lumea iubește să fie pe scenă. Da, lumea iubește să fie pe scenă. Cum le spun, le place să fie vedete. Le sunt generația astăzi, influencer, ca zicem. Da, înțeles. Le place să fie în centru atenției. Da, cred că este chestie cât de cât actuală și da, normală. La modă. Hai să te mai întreb ceva. Sper că acest interviu să ajungă și peste otare și la alți români care totuși au, să zicem, sentimentul ăsta de a ajuta arta și cultura românească și moldovenească. Ce sfat ai da celor care vor mâine, de exemplu, să deschidă o asociație într-o altă țară, uh-huh, unde nu există o comunitate puternică, dar nu există încă o asociație? Ce sfaturi ai da pentru a nu face greșelile tale de la început? Adică ce ai sfătui să facă pe cei ce vor să pornească pe drumul tău și să ajungă la succesul tău? Ok, în primul rând, când se înceapă treaba, mulți obicei inițiativa începe o persoană, da? Da. E fundamental să-ți găsească persoane care vor într-adevăr să facă același lucru.
să fie cu influență. Adică să zic, hai, eu deschid asociație, vii cu mine, nu? Da. Nu, și el vine dacă, nu știu, sunteți prieteni sau nu știu. Da. Să-ți vii persoane care vor să transmită același lucru. Da? Să fie pe aceeași lungime de undă cu tine. Ca să pot munci mai rapid și să nu fii doar o persoană care sacrific tot. Să zicem toți, dar sacrificat înspre binele asociației, comunității. Din păcate, este dezvoltat în diaspora asociațiile, eu numesc familiare. Da? Nu e foarte puține asociații care efectiv lucrează cu asociație, nu este interesul familiar. Nu, ce nu este o greșeală. Doar când zic eu soțul și chestii... Este un punct de pornire, pentru că persoanele are poate o gândesc sau... Este totuși un punct de pornire, eu zic. Da, dar rămân la limită. Rămân limitați. Da, adică sunt eu, eu fac, eu dreg. Nu, trebuie să o faci pentru oameni. Dacă vrei oamenii să te aprecieze, o apreciază prin muncă, nu prin cu neapărat că prin tu impuneri spui. Sau prin... Da, corect. Și... Da, și atunci trebuie de făcut pentru comunitate ceva, într-adevăr. Explicat la oameni, chiar dacă nu este ușor, ceea ce vrei să faci, ceea ce vrei să transmiți, ceea ce vrei să promovezi. Fie literatura, fie dansul, fie pictura sau așa mai departe. Da. Hai să te mai întreb ceva. Eu sunt, nu eu, cred că toată lumea e curioasă. Presupun că această structură și nu doar această structură, dar și tot ce ține de echipamente și așa mai departe, au unele costuri. Cum le înfruntați? Da. Cum așa. Vă descurcați? Adică cine și cum vă ajută? Presupun că fiind o asociație, nu aveți niște venituri fixe, adică nu funcționează ca o societate, funcționează ca o asociație, corect? Da. Explică-ne puțin... Cine ne ajută? În primul rând ne ajută cursanții care contribuie prin plata lunară. O cotă? Da, o cotă. O donație? Da, da. Donație altceva, dar este o contribuție lunară sau trimestrală sau anuală pe servicii ce oferă asociația, fie dans popular, muzică sau ce dans în general, la teatru și așa mai departe. Avem și activități gratuite, nu toate sunt... Contracost. Da, contracost. Evenimente, dacă este un eveniment în pozitiv. Dar e cam greu să iasă un eveniment în pozitiv. Da, da, cam e, mai ales anul 2019 a fost foarte fain la nivelul artistic. Sală mare, artiști mari, lumini, efecte, care nu s-au mai făcut până acum în Torino. Să zicem că a crescut. Dar, da, a crescut, dar ca să poți continua să faci așa evenimente, trebuie să crească și publicul. A crescut față de 3 ani în urmă, când a început primul eveniment și eram 100 de persoane. Și deja când am pus primul bilet, se uitau urât la mine. Deci este cost, teatru cost, lumini cost, efecte cost și așa mai departe. Pe lângă faptul că toți persoanele care fac, până și tu cum ai prezentat, am făcut în modul voluntar. Da. Dar pe lângă toată treaba aceea, noi plătim săli și așa mai departe. Cu scopul și sperând că poate strângem și noi ceva bănuți și punem a contribui în asociație. Ca să nu intrăm în... pierde. Un deficit financiar. Da, un deficit financiar. Cum acum suntem într-un mare, mare deficit. Deficit. Da, e... Bine, nu avem ajutoare de la stat, de la ministere, guverne, primării mici. Suntem nici pe... din România nu aveți niciun fel de... Nu, acolo. Adică, din România au aflat de voi? Presupun că sunteți o comunitate mare. Au aflat. Felicitări și atât. Felicitări și atât. Da. Mai degrabă a început acum anul acesta să colaborăm cu fundații italinești, ca să zicem așa, în care participăm la diferite proiecte culturale. Și acolo mai avem puțin ajutor din partea lor, dar din partea țării nimic. Adică doar aplauze și atât. Dar noi continuăm să promovăm România mai departe, chiar dacă... Cât de mult înseamnă pentru tine familia? Ok, bun. Familia, cred că trebuie să fie un lucru fundamental pentru toată lumea. Pentru mine este fundamental acum, da, soția și doi cățeluși. Așa. Ce ține de familia în general, da, am o familie numeroasă, dar ce ține familia, adică mamă, tată, nu prea am avut parte. Și e un pic greu pentru mine să răspund la așa întrebare. Adică ce înseamnă familia? Nu ești obligat să răspund. Adică... Da, nu sunt obligat, dar încerc să o ți răspund. Nu prea am... Da, am stat cu mama, după aia cu mătușa, după aia cu mama, după aia... Am avut un dezechilibru familia, ca să numim așa, și este un pic mai greu ca să-l pot transmite mai departe. Dar ceea ce vreau să încerc... Să cred că te-a făcut și mai puternic. Cred că da. Cred că încerc să construiesc și o familie mea cu...
soția mea și poate un mâine, ca zicem așa, va apărea și un bebe și așa mai departe. Doamne ajută! Eu mereu când ne întâlneam, când noi ne-am întâlnit de multe ori și la multe chestii, am participat în 10 ani de zile, da. În 10 ani de zile, să zicem că am avut parte de multe peripeții și așa mai departe împreună. Eu cred că actuala ta soție cred că este o fire foarte puternică. Nu știu, păi, și foarte răbdătoare ca să te suporte. Să suporti un specimen de mine care dedic pasiunii 24 în 24, eu cred că da, este răbdătoare. Cred că ești norocos, așa este? Te simți o persoană norocoasă din punctul ăsta de vedere? Așa da, nu. Da. În general, cred că da. Câteodată mă consider norocoasă. În modul general. Hai să nu intrăm în detalii. Da, hai să-ți mai pun o întrebare. Da. Tu ca și moldovean, uh-huh, în străinătate, uh-huh, unde să zicem că nu e chiar așa de ușor pentru toți, cât de greu a fost pentru tine ca străin în Italia să construiești ceva? Și ai fost nedreptățit doar pentru că erai moldovean vreodată? Cred că treaba asta a fost la început un pic, până ce n-am înțeles un pic mecanismul local, să numim așa. Poate și acum știu că chiar și având noi spațiul ăsta și având și mulți italieni în asociația noastră, să mă uit așa cu coada ochiului, cum se spune, dar eu urmez sănătate, fericire, să aibă grijă cei apropiați. Și zic, eu sunt aici. Deci nu-mi pasă de... În general, nimic nu mi-a pasat de... Părerea altora. Vorba statului, eu așa numesc. Hateri. Da? Da, modern. Cum te descurci cu hateri? Chiar aveți parte de hateri? Da, da, sunt. Eu le zic, când aveți curajul, veniți, uite, așa, în masă și discutăm. Am înțeles, bravo. Dar, deci ești moldovean de la pur. Da, sânge. Eroi în spatele unei tastaturi sunt mulți. Sunt foarte mulți. Din păcate, foarte multe persoane se lovesc de această problemă și pe mulți chiar le afectează. Eu cel puțin nu mă mai simt afectat de foarte mulți ani de zile, dar sunt mulți care sunt. La început e greu. La început e greu, așa. Tu este frica aceea, nu se greșește și așa mai departe. Dar eu le zic, sau partic, faceți voi ca mine și după aia discutăm. Cum ai reușit în tot timpul ăsta să convingi atât de multe persoane să te ajute atât de mult? Pentru că tu ești înconjurat de foarte, foarte multe persoane care au, să zicem, aceeași perseverență pe care o ai tu, același chef de a face ca tine și aceeași constanță, dacă pot să zic așa. Cum ai reușit să convingi aceste persoane să te urmeze? Eu cred că nu am stat pe nimeni să conving în cuvinte. Să zic, hai să facem, să dregem chestii și așa mai departe. Cred că modul meu de a face. Modul tău de a face. Nu am stat să manipulez prin cuvinte, cum să-mi spune așa ceva. Dar eu sunt asta, eu fac asta. Vrei să facem, ne unim forțele și mergem înainte. Dacă nu o să fac singur, cât am să pot. Suntem mai mulți, facem mai mult. Da? Uniunea face forță. Da? Hai să mai spunem o chestie foarte importantă. Acest interviu este non-profit, fie din partea mea, fie din partea ta. Da. Dar totuși îmi vine pe final de interviu să îți spun o întrebare. Da. Simți nevoia de a face un apel către ascultători față de asociație în această perioadă? Sau crezi că nu este necesar? Este foarte necesar. Noi acum am început campania de donații. Până acum noi în general nu prea am blat cu donații. Da, am mai făcut un eveniment în timpul anului, o seară de saltele, așa, pentru micii laboratoare, când am făcut gratuit, am zis, hai să facem serata asta, primim și bărunți, după aia facem laboratoare gratuite pentru copii, da, mărțișori și așa mai departe, nu știu, sărbători de iarnă. Nu prea am umblat, am încercat să lucrăm din proprie forțe și servicii. Acum suntem într-o situație, eu numesc 50 la 50. Ori închidem total, ori cumva să găsim o soluție să salvăm situația. E destul de complicat. Dacă era o societate, era în altă discuție, dar fiind un profit, și voi ne trăiți foarte mult, să zicem, și din evenimente, și din cursuri pe care le-ați putut să... Partea de vară este, în general, în Italia, este sezonul mort, ca să numim așa. Plus am avut 3 luni foarte importante, trebuia să avem evenimentul din martie, acum în iunie, spectacolul de sfârșit de an, Festivalul României, să facem deja 3 evenimente și așa mai departe. Cursurile
italienul. Da, am înțeles. Foarte greu. Foarte greu. Ideea, noi am început acum să facem campania. Cine vrea, ajută. Și, bă, eu și un euro și cu 10 și 20 n-are importanță, n-are importanță suma. E, ok, nu reușește financiar cu material. Fac exemplu, până și ultima asta ce avem, asta, tot ce vezi tu aici, tot este prin donație. Cărțile sunt aduse de membri asociației. Cărțile în limba română sunt donate de Ministerul de Pretutindeni, când am cerut noi cu chestii, 100 de cărți. Da. Vaza asta mi-a dus o doamnă. Tot ce vreți în asociație, nu este nimic cumpărat în afară de un Xerox, hârtie, lucruri de restul tot, mobila, în afară de pian, care anul ăsta am reușit să cumpăr, nu-l vezi acum de o stărări după aia, da. Am reușit să cumpărăm și un pian ca copii să poată cumpăra. Foarte important, uite, chestia cum care să zic, cumpărat. Am dat o parțială de bani pe el, pe rate, am luat, era Veronica Vaciviri, trebuie pian. Veronica, nu suntem într-o situație economică așa bună. Trebuie. Da, ok, moldovenii când zic trebuie, am făcut să fie trebuie. Dar nu se putea, nu știu, învăța la orgă la început și adică cel mai bine, altceva. Pianoforte, da. Când apeși pe tastatură e altceva. Da. Și, uite, mă bucur că sunt copii care vi fac pian, canto și așa mai departe. O investiție foarte, cred, foarte bună. Eu o să fac o chestie foarte simplă. O să las aici în descriere un link la PayPal.me, cred că aveți PayPal. Și dacă cineva vrea să ajute asociația sau GoFundMe, mai avem. Sau uite, o să lăsăm aceste două linkuri în descriere. Dacă aveți plăcerea, puteți să ajutați asociația, care este o asociație, precum spuneam și la început, no profit. Asta ce înseamnă? Că ei trăiesc pur și simplu din cursurile pe care le oferă, evenimentele pe care le organizează și toate sunt culturale. Adică să zicem că eu apreciez foarte mult această asociație pentru că duc mai departe tradiția și valoarea românească și moldovenească. Din acest motiv vreau să-i mulțumesc lui Iurie și să-i urez mult succes și să-i mulțumesc pentru timpul acordat. Și ție, baftă-n toate. Mulțumim.